inventatorul danez care a tranat o jurnalist pe submarinul său a fost condamnat pe viață. Inventatorul danez Peter Madsen a fost condamnat miercuri la închisoare pe viață, fără posibilitatea de a fi eliberat condiționat, după ce a fost găsit vinovat de uciderea jurnalistei suedeze Kim Hall la bordul submarinului său, relatează BBC News. Procuratura l-a acuzat și a planificat să o ucid pe Hall, în vârstă de 30 de ani la momentul faptelor, fie sufocându-o, fie tăindu-o la gât, scrie News. Reme sublinierei cele ei, dezmembrate, au fost găsite în mare pe 21 august, la 11 zile după ce l-a intervievat pe inventator la bordul submarinului său. Madsen, în vârstă de 47 de ani, a fost condamnat de un tribunal din Copenhaga. Hall se documenta în vederea unui material despre Madsen sublinierei a fost văzut ultima oară pe 19 august, plecând împreună cu acesta la bordul submarinului de 40 de tone pe care l-a construit, U3 Nautilus. Prietenul jurnalistei a alertat autoritățile în ziua următoare, după ce aceasta nu s-a întors din celătorie. Madsen a fost salvat pe mare, după ce submarinul său s-a scufundat, în acea subliniere zi. Poliția crede că el subliniere i-a scufundat submarinul. Corpul mutilat al lui Hall a fost descoperit de către un biciclist pe 21 august, iar capul, picioarele sublinierei hainele, depuse în pungicul est, au fost descoperite pe poliție abia pe 6 octombrie. După ce a fost arestat, Madsen sublinierei a schimbat versiunea despre ceea ce s-a întâmplat la bordul submarinului în mai multe rânduri. În deschiderea procesului său, luna trecută, procurorii au afirmat că îl suspectează de tendințe psihopate, după ce anchetatorii au găsit pe computerul său filme cu femei torturate sublinierei mutilate.